conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Postul mare, timpul de rugăciune și de pocăință, de pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului, începe astăzi în Biserica Romano-Catolică, odată cu Miercurea Cenușii. Credincioșii, primind cenușă și îndemnul convertiți-vă și credeți în Evanghelie, încep timpul destinat purificării sufletului. Postul mare este în același timp și un timp al reflecției și al meditației, rugăciunea, pomana și postul ajutând la trăirea spiritului acestui timp. Cum să înțelegem ziua de astăzi, Miercurea Cenușii, dar și acest timp care se deschide odată cu Miercurea Cenușii? Ne dorim să reflectăm în continuare împreună cu invitatul nostru. Mă bucur să-l salut aici, în studioul nostru, pe Preasfințitul Iosif Pauleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași. Lăudat să fie Iisus Hristos, bine ne reîntâlnim! În vecii vecilor, amin, bine v-am găsit și salut pe toți ascultătorii postului de radio RCS FM și pe toți telespectatorii postului de televiziune, Angelus TV. Un timp binecuvântat, un nou timp în care Biserica ne invită la reflecție, ne invită la pocăință, dar în mod deosebit Miercurea Cenușii cumva ne deschide acest timp prin primirea cenușii pe capetele noastre. Ce rol are acest semn? Dar ce ne amintește, de ce nu, acest semn? Într-adevăr, Biserica noastră catolică de rit latin începe totdeauna postul mare într-o zi de miercuri, cum este ziua de astăzi, cu acest gest simbolic de impunere a cenușii pe capetele noastre sau pe frunte. La noi se obișnuiește, în general, din câte am văzut în parohiile noastre, cenușa este pusă pe cap. Și în timp ce preotul pune cenușa pe cap, spune aceste cuvinte: adu-ți aminte, omule, că pământ ești și că în pământ te vei întoarce. Sau, altă variantă, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Așadar, cenușa pe care astăzi Biserica o pune pe capetele noastre ne amintește de fragilitatea noastră. Ne amintește că suntem pământ și că în pământ ne vom întoarce într-o zi. Și în același timp este o chemare la umilință, umilința fiind baza vieții noastre spirituale. Cenușa aceasta, cu simbolismul ei, ne conduce la focul învierii din noaptea de Paști. Deci gestul simbolic de astăzi ne poartă la cel din noapte de Paști, când ceremonia începe afară, în afara bisericii, binecuvântând focul de la care se aprinde lumânarea pascală. E vorba de o trăire cât mai intensă a misterului pascal, pe care îl celebrăm de altfel la fiecare sfântă liturghie, atunci când poporul răspunde: moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. În Miercurea Cenușii, toate lecturile pe care le ascultăm, textele biblice, cumva ne invită la această convertire. Iar în prima lectură, de exemplu, profetul Ioel ne spune: sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Cum să înțelegem acest îndemn? Cred că fiecare înțelege că nu trebuie să luăm ad literam aceste cuvinte ale profetului Ioel sau cuvintele lui Dumnezeu venite prin gura profetului Ioel. Este vorba aici despre un îndemn stăruitor la post, la convertire, la o trăire autentică pentru noi acum în Noul Testament, a timpului sfânt al postului mare. E vorba de cele trei dimensiuni sau cele trei îndemnuri pe care ne le face Iisus în Evanghelia din această zi, adică să facem post, pomană și rugăciune. Și nu oricum, în Evanghelia de astăzi, luată din Evanghelistul Matei, capitolul 6, Iisus ne spune cum să facem postul, pomana și rugăciunea. Spune El: aveți grijă să nu săvârșiți faptele voastre bune înaintea oamenilor,
ca să fiți văzuți de ei. Altfel, nu veți avea răsplată înaintea Tatălui din ceruri. Și ne explică Iisus pentru fiecare în parte cum trebuie să procedăm, cum trebuie să practicăm pomana, cum trebuie să facem rugăciunea, cum trebuie să postim. Când dai de pomană, spune Iisus, nu trâmbița înaintea altora, cum fac ipocriții în sinagogi. Când vă rugați, nu fiți ca ipocriții cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi sau la colțurile străzilor, ca să se arate că se roagă. Când postiți, nu fiți triști ca ipocriții care își schimonosesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Tu, și aici spune la persoana la singular, tu când dai de pomană să nu știe stânga ce face dreapta. Când te rogi, spune Iisus, intră în camera ta și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău și Tatăl tău care este în ascuns îți va asculta rugăciunea. Când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns și El care vede în ascuns îți va răsplăti. Vedem deci că postul mare începe, dar și continuă cu această invitație stăruitoare la convertire. Dar v-aș întreba ce reprezintă convertirea, de ce avem nevoie de convertire, nu doar odată, nu doar odată pe an, ci cumva în mod continuu. Chemarea la convertire o găsim chiar la începutul activității publice a lui Iisus. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Ea reprezintă esențialul în viața noastră de credință și avem nevoie de convertire toți, pentru că toți am păcătuit. Toți recunoaștem atunci când începem o celebrare liturgică, în special Sfânta Liturghie, recunoaștem bătându-ne pieptul că am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și cu omisiunea. Pentru că suntem păcătoși, mereu avem nevoie de convertire, adică să ne întoarcem de pe calea răutăților noastre, pe calea cea bună indicată de Iisus în Sfânta Evanghelie. De altfel și cuvântul convertire vine din latinescul conversio, care înseamnă întoarcere. Întoarcere de la spre, de la creaturi spre creator. În mesajul pentru postul mare pe care ni l-ați încredințat, ne-ați sugerat și câțiva pași concreți prin care să parcurgem un itinerar autentic de convertire. Care ar fi aceștia și v-aș ruga să îi declinați puțin pentru noi? Da, am indicat în mesajul pentru postul mare câțiva pași concreți ca să înțeleagă fiecare ce anume vreau eu și îi îndemn ca să fac în timpul postului mare. Și acești pași concreți, pe cât de simpli sunt explicați, exprimați, pe atât de importanți sunt și pe atât de urgenți sunt în viața noastră spirituală, viața de credință. Iată care sunt acești pași. Pacea, rugăciunea, spovada, caritatea și Eucharistia. Și am explicat în scrisoare, o puteți găsi pe site-ul episcopiei noastre erces.ro, cu detalii, pacea și mai ales acum pacea, dar nu ne gândim numai la încetarea războiului în cazul de față în Ucraina, lucru care îngrijorează și zguduie întreaga omenire. Pacea trebuie să pornească din interiorul nostru, din inima noastră. Acolo trebuie să facem pace printr-o viață autentică de credință, de prietenie, de apropiere de Dumnezeu. Pacea cu noi înșine, apoi pacea cu Dumnezeu, pacea cu cei din anturajul nostru, din familie, din comunitățile în care trăim și apoi se extinde și cuprinde lumea întreagă. Noi cerem lui Dumnezeu pace, ne rugăm și îndemn în timpul postului mare, în acest mesaj al meu, ca toată lumea să se roage pentru pace. Sigur, toți ne gândim acum la Ucraina și nu este rău. Ne rugăm pentru liniște și pace, pentru încetarea războiului acolo,
Dar ne rugăm în același timp și trebuie să ne străduim fiecare să facem, repet, pace în inima noastră, înainte de toate, în relația noastră cu Creatorul, cu Dumnezeu. Că dacă pornim de acolo și acolo realizăm pacea, cu siguranță se va realiza și pe plan mondial. Apoi este rugăciunea. Rugăciunea, un alt pas pe care îndemn pe toți să-l facă în timpul postului, rugăciunea care trebuie înțeleasă nu ca ceva mecanic, ci trebuie înțeleasă ca o legătură, o intimitate, o comuniune a noastră cu Creatorul, cu Dumnezeu, Stăpânul nostru și Tatăl nostru Ceresc. Și aici luăm modelul lui Iisus, pentru că rugăciunea în fond este un dialog între creatură și Creator. Și acest dialog trebuie realizat cu foarte mare atenție și cu urmând modelul pe care îl avem în Iisus Hristos atunci când se ruga. E realiza acest dialog, această legătură cu Tatăl, încât i-a impresionat profund pe ucenici până într-o zi când le-a spus: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și atunci Iisus îi învață minunată rugăciune, model pentru toate rugăciunile noastre, Tatăl nostru. Deci rugăciunea bine înțeleasă ca o comuniune a noastră cu Dumnezeu, ca un dialog cu Creatorul. Apoi spovada ca sacrament. Avem nevoie să ne prezentăm în fața reprezentantului lui Dumnezeu, cel care are putere în numele lui Dumnezeu prin consacrare ca să dea dezlegare de păcate, în fața preotului, a episcopului, a papei, și acolo, recunoscându-ne vinovățiile noastre, să-i cerem iertare lui Dumnezeu și să o primim în mod sacramental. O spovadă bună, sau ori de câte ori se impune această spovadă în viața noastră, făcând un examen de conștiință, să avem curajul să facem spovadă, să primim această iertare a lui Dumnezeu prin sacramentul Sfintei Spovezi, numit de fapt sacramentul reconcilierii. Avem apoi caritatea care este esența religiei noastre creștine, trăirea iubirii. Și modelul este Hristos întotdeauna. Și de asemenea Euharistia, care este sacramentul prin excelență a prezenței lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos și cu el a Tatălui și a Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Eu am subliniat mult în această carte broșurică, Împreună pe calea speranței, scrisoarea pastorală din 2020-2021, și am explicat, de altfel așa am și început slujirea mea episcopală, cu atenția acordată Sfintei Liturghii, Euharistia. Acolo îl întâlnim cel mai bine pe Hristos, pe Dumnezeu, și trăim viața noastră de credință așa cum se cuvine. În concret, invit pe toți, prin acești pași pe care îi recomand în postul mare, îi repet, pacea, rugăciunea, spovada, caritatea, Euharistia, îi invit pe toți, de fapt, la o trăire vie și autentică a credinței noastre. Pe lângă aceste instrumente, acești pași, știm că în timpul postului mare continuați și seria catehezelor pe care le-ați început în timpul Adventului. Ne gândim și ne reamintim de faptul că suntem într-un timp al sinodului, suntem părtași la viața bisericii. Ce vor cuprinde catehezele din timpul postului mare, preasfințite? Da, suntem chemați să fim părtași la viața bisericii, pentru că suntem ființe comunitare și Papa vrea să nu trăim individual credința noastră, ci să înțelegem acel cuvânt care mereu este pe buzele și a Sfântului Părinte și a noastră, și de fapt aceasta este biserica, e vorba de sinodalitate. Să trăim viața bisericii, să fim părtași la viața bisericii, să ne implicăm concret, personal, în viața bisericii. Catehezele pe care le voi face în timpul postului mare, 6 la număr, în fiecare joi din fiecare săptămână a postului mare, sunt de fapt o continuare a seriei celor 10 cateheze pe care le-am început în Advent.
Am făcut 4 atunci, urmează altele 6. Și aceste 10 cateheze cuprind explicarea, ca să spun așa, pe înțelesul tuturor, acelor 10 nuclee tematice sugerate în această broșură care s-a tradus în limba română, document pregătitor la cel de a, la cele de a 16 adunări generale ordinare a Sinodului Episcopilor din septembrie, din octombrie 2023. În acest document pregătitor găsim aceste 10 nuclee tematice sugerate aici și eu le explic în aceste cateheze pe fiecare în parte. Urmează deci mâine, pentru că mâine este joi din săptămâna aceasta, cu cea de-a 5-a cateheză după primele 4 din Advent și veți vedea că sunt lucruri foarte importante la zi cu ceea ce ne cere Sfântul Părinte pentru a fi într-adevăr părtași la viața Bisericii. O atenție și o grijă care vine din partea Bisericii chiar și în acest timp al postului mare, deci să ne folosim și de aceste cateheze pentru a continua reflexia și, de ce nu, meditația noastră în acest timp binecuvântat. Așadar, preasfințite, cu ce gând doriți să îi lăsați pe ascultătorii, pe telespectatorii noștri astăzi când începem acest timp sfânt, când, de ce nu, poate ne luăm anumite propuneri, ne facem anumite propuneri, pentru că apoi, când vom sărbători învierea, să fim cu adevărat pregătiți pentru această sărbătoare. Gândul final de la acest interviu și îndemnul la începutul postului mare este următorul. Le cer tuturor și să se roage lui Iisus la începutul postului mare și împreună să-i cerem să ne dea o inimă umilă ca să trăim postul, pomana, rugăciunea, pașii pe care am amintit în scrisoarea, în mesajul de postul mare, să le trăim cu această atitudine de umilință, o chestiune de adevăr, de recunoaștere, cine suntem de fapt noi și cine este Dumnezeu. Dumnezeu este totul, noi suntem mici. Suntem un nimic, dar totuși un nimic pe care Dumnezeu îl prețuiește așa de mult încât ne-a dat pe Fiul Său și El și-a dat viața pentru ca noi să avem viață prin El. Foarte importantă este această atitudine de umilință, de sinceritate, pentru că Dumnezeu lucrează mai frumos într-o inimă umilă, iar cel care practică umilința se aseamănă cel mai mult cu Iisus, care spune, învățați de la mine, că sunt blând și umilit, smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Se aseamănă mai mult cu Sfânta Fecioară Maria. Nu trebuie să uităm niciodată că spune în imnul Magnificat, a privit Dumnezeu la umilința slujitoarei sale. Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită. Și totodată, tot ca un gând final și îndemn, să nu uităm să ne rugăm pentru pace, cu stăruință chiar, ținând cont de situația aceasta dramatică din țara noastră vecină, din Ucraina, pentru a înceta cât mai repede războiul și pentru ca să trăim în pace. Dumnezeu să aibă milă de toți cei care au căzut victimă, au murit în acest război, la fel familiile care suferă de pe urma celor căzuți în luptă, să reverse binecuvântarea și mila lui asupra lor și asupra noastră și asupra întregului pământ. Doresc tuturor un post cu adevărat binecuvântat și rodnic. Să practicăm așadar umilința, să ne rugăm și să intensificăm rugăciunea noastră în această perioadă, în mod deosebit și pentru pace. Vă mulțumim mult, preasfințite, pentru aceste gânduri împărtășite cu ascultătorii noștri. Ne-am dorit foarte mult să începem acest post mare împreună cu Sfinția voastră, cu păstorul nostru, pentru a avea, de ce nu, și încurajarea în acest timp sfânt al postului mare. Vă dorim și noi un timp binecuvântat și o zi frumoasă în continuare. Vă mulțumesc și eu și vă doresc tuturor și îmi doresc și mie să avem parte de un post cu adevărat rodnic în drumul spre marea sărbătoare a Învierii Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor, amin, a fost alături de noi preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași.